on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist. To be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Give me a sign. I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. So give me a sign. Give me a sign. Baby, just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah. Give me a sign. Yeah, give me a sign. Just give me a sign. Baby, give me a sign. Give me a sign. Just give me a sign. Just give me a sign. Give me a sign. Just give me one more. Let's see where the sun might lead. Let's see where the sun might lead. Waking up to a brand new day in between. Bună ziua! Doamne, că zici că alte haine nu am. Dacă nu m-ați vedea din ce în ce mai arsă pe piept, probabil că ați crede că este aceeași zi, dar nu, sunt zile diferite. Astăzi este duminică, oficial calendaristic, și noi tocmai ce am plecat din Cannes. Dar tocmai ce plecăm din Cannes, nu știu exact ce se întâmplă, că nu știu dacă a pornit sau nu vasul. Dar am petrecut o zi superbă în Cannes. Prima mea... mini excursie, prima mea interacțiune cu Franța, de altfel, pentru că nu am mai fost niciodată în țara asta, niciodată în Franța, și am, văd că am debutat-o cu Cannes. Ne place foarte mult, vreau să încep prin a spune lucrul ăsta, am fost impresionați de cât de luxos este totul în Cannes și de cât este de fancy și de pus la punct și de organizat, și fațadele sunt super luxoase și frumoase și coasta este extraordinară, atât de pe croazieră cât și din afara ei, foarte frumos, ne-a plăcut super mult și cu siguranță vom mai reveni în Franța, probabil că pentru prima oară din cele 3 locații, probabil că în Cannes nu vom mai reveni, și asta pentru că am făcut cam tot ce era de făcut. Cannes este un orășel destul de mic pe care reușești cu brio să îl vezi într-o zi, ba chiar în câteva ore, și am reușit să facem cam tot ce ne-am propus astăzi, dar să începem cu începutul, să vă povestesc așa de la început, pentru că de dimineață ne-am dus cu un mijloc de transport în comun mai inedit față de shuttle-basurile pe care le-am luat în zilele precedente, și anume ne-am dus cu o bărcuță, pentru că, na, croaziera este imensă, efectiv imensă, are 20 de etaje. Nu a putut să tragă fix lângă mal ca să ne dăm jos de pe ea în port, așa că cei de la croazieră au organizat ceva bărcuțe, se numeau, că nu mai știu, îmi scapă, Emi, cum se numeau? Tenderboats. Da, se numeau Tenderboats și erau practic niște bărcuțe mai mici care te luau de pe vasul mare și te duceau în port. Ele aveau voie să intre, adică nu că aveau voie, puteau să intre în port efectiv, așa că trebuia să te duci dis de dimineață, de la ora 7 și un sfert. Emi s-a dus și a luat un bilet. E foarte bine că s-a putut duce doar el, pentru că eu am mai dormit un picuț în dimineața asta, m-am trezit un picuț mai greu. Emi s-a dus, s-a pus la coadă, bineînțeles, a luat un bilet de ordine, am reușit să prindem bărcuța cu numărul 2 și ne-am bucurat maxim, pentru că, na, noi vrem să fim cam primii care se dau jos de pe vas, ca să avem cât mai mult timp și să nu cumva să întârziem atunci când trebuie să ne întoarcem. Oricum, de fiecare dată când ne-am dat jos a fost cam cu 2 ore, o oră, 2. Vai, îmi scuzați sprâncenele care arată într-un fel. Da, am fost cu o oră, 2 înainte de a pleca vasul înapoi, dar oricum vrem să fim printre primii care se dau jos, așa că s-a dus Emi de dimineața, a prins bărcuța cu numărul 2 și a venit în cameră. Eu m-am trezit și pe mine, m-am machiat, m-am aranjat, v-am zis că m-am trezit cam greu astăzi. Am fost, am mâncat micul dejun repede, am băut o cafea și ne-am dus în teatru, de unde începeau să se organizeze grupurile pentru aceste Tenderboats. Am reușit să o prindem pe a doua, după cum vă ziceam, și a fost easy peasy, adică de la 8 și jumătate a început debarcarea și noi cred că la 8 și 45 eram deja în bărcuță și cred că am mai luat vreo 5-10 minute până să ajungem la mal. Cam pe la ora 9, să zicem, 9 și ceva, am debarcat oficial în Cannes și am pășit pe tărâm franțuzesc sau francez și am fost imediat impresionată, pentru că ne-a lăsat undeva în port. Și e foarte frumos în port, este plin de iahturi. Să știți că nouă ne-a dat un picuț de gândit Cannes, cu ce facem cu viața noastră și cum facem să fim mai bine financiar, și tot stăteam așa și ne gândeam, Doamne, de unde au oamenii ăștia atâția bani, pentru că am impresia că majoritatea locuitorilor din Cannes au câte o bărcuță, au câte un iaht. Oricum, Cannes este foarte luxos, el este foarte cunoscut și pentru festivalul de film, dar și pentru toate filmele care s-au filmat de-a lungul timpului și pentru toate vedetele care își petrec vacanțele sau weekendurile prin Cannes. Noi n-am văzut nicio vedetă, din păcate, astăzi, dar na, este foarte renumit oricum pentru cât este de luxos. După ce ne-am dat jos, ne-am plimbat puțin prin port, ne-am împiedicat efectiv de un mini-trenuleț care te duce într-un tur de 50 de minute prin Cannes și îți arată cam toate atracțiile turistice. Și am zis, hai să ne urcăm în el, fără să citim nimic despre el înainte, fără să știm nimic. Am urcat în acest trenuleț, am plătit în jur de 7 euro de persoană, cred că 14 euro în total, sau mă rog, pe acolo, în jur de 14-20 de euro. Și ne-am așezat, am reușit să prindem loc aproape în primul rând, ba chiar în primul rând, cred, din a doua cabină. Și am pornit turul. Foarte interesant a fost la turul ăsta și chiar dacă ajungeți în Coasta de Azur, vă recomand 100% să mergeți cu acest trenuleț. Mi-a plăcut foarte mult, chiar au făcut și o oprire de 10 minute undeva la o citadelă, la o cetate la care se ajunge puțin mai greu și se urcă pe niște scări și așa mai departe. Și a fost foarte explicit, era cu un audio guide practic și puteai să îl pui în mai multe limbi, noi bineînțeles că am ales în engleză. Și îți spunea acolo tot ce trebuie să știi despre Cannes, toate atracțiile turistice pe lângă care treceai îți erau explicate, toate hotelurile, toate, mai mult hoteluri din astea luxoase, pentru că, v-am zis, asta este definiția, adică este definitoriu pentru Cannes, luxul și hotelurile astea unde își fac viacul vedetele și unde se filmează filmele astea renumite. S-au spus foarte multe informații despre aceste hoteluri pe care nici măcar nu încerc să le pronunț, pentru că la... Da, franceza mea nu este foarte bună, cu toate că am fost la filologie, dar... A început turul acesta de pe bulevardul La Croisette, unde se află hotelul Vaenicu, se numește hotelul ăla. Stați că mă frustrează dacă nu vă zic, stați că mă duc să-mi dau telefonul. Da, am identificat denumirea hotelului, Carlton se numește hotelul, nici măcar nu era o denumire franțuzească, dar la câte denumire am văzut în ultimele zile, credeți-mă că nu mai știu nici cum mă cheamă. Deci, am trecut pe lângă hotelul Carlton, care este unul dintre cele mai scumpe și dintre cele mai renumite, acolo stau și vedetele, acolo se și filmează filmele, un hotel impresionant. Oricum, toată La Croisette, această stradă cu hoteluri, este... la un alt nivel, este chiar ceva foarte luxos, ceva ce trebuie văzut măcar o dată în viață și ceva care parcă te aduci un picuț cu picioarele pe pământ și te face să te cobori de pe caii mari pe care ești, pentru că, da, e... It's a crazy world și se pot face foarte multe lucruri în lumea asta și se pot face foarte mulți bani în lumea asta. Și chiar stăteam și vorbeam când mergeam așa la pas pe La Croisette, ne tot gândeam cum să facem, ce să facem, da. Bun, să revenim la trenulețul ăsta, la busul ăsta de care vă ziceam. După ce am străbătut La Croisette și ne-a spus despre toate hotelurile astea faimoase, mai este un hotel la ceva și pe lângă Carlton și acela este foarte faimos. După aceea ne-a dus pe La Suquet, cred, care este exact opusul lui La Croisette. Este o străduță cu istorie, este cea mai veche stradă din Cannes. Acolo sunt tot felul de clădiri emblematice și turistice și pitorești, foarte frumoase, gen vechi, așa. Este o străduță destul de îngustă și e foarte, foarte frumos pe acolo. Chiar mi-a plăcut foarte mult și am zis că petrecem mai mult timp la întoarcere acolo. După aceea ne-a dus undeva sus, la un fel de cetate. Am stat acolo 10 minute, ne-a oprit, am făcut niște poze, am văzut numai bine Cannes-ul de sus, fără să ne rupem picioarele și să ne obosim urcând scările, ceea ce a fost super, super fain. M-am bucurat mult când am văzut că ne lasă efectiv să coborâm acolo și să facem niște poze și să admirăm peisajul, pentru că e important și să petreci un picuț de timp în anumite locuri. După care am pornit mai departe și am luat-o practic pe... a făcut cale întoarsă și a luat-o iar pe... La Suquet și La Croisette din nou și am mai mers cred că puțin și prin port. Oricum, foarte frumos turul, a durat 50 de minute, am avut și acest audiobook și m-a făcut mult mai bine să înțeleg despre ce este vorba în Cannes. Chiar l-am luat așa ca și prima experiență, ca și prim impact cu Cannes-ul și după aceea ne-am dus la picior știind exact la ce să ne așteptăm. Am zis că luăm trenulețul, mă rog, minibusul ăsta, îl luăm și mergem... cu el, după care o să mergem la pas prin atracțiile turistice care ne-au plăcut. Deci, după ce ne-am dat jos de pe el, am luat-o la pas pe La Croisette, ne-am pus toate întrebările despre finanțele noastre pe acolo, pentru că am văzut numai mașini luxoase, oameni bogați, hoteluri, genți de firmă, da. Și... 7 euro. cappuccino 7 euro. Era și cu 12 euro. Am stat și am băut și un cappuccino, bineînțeles, pentru că dacă ești în Franța, din câte am înțeles eu, pentru că sunt prima oară în Franța, trebuie să bei cappuccino și să mănânci croissant. Și asta, exact asta am făcut. Chiar acolo pe La Croisette am găsit o cafenea tare drăguță și foarte tipică, mi se pare. Un fel de cafenea din asta jet bejet franțuzească. Și am stat acolo, am mâncat un croissant, am băut un cappuccino și ne-am dus mai departe. Am mers deci pe La Croisette așa și ne-am întors ca să mergem pe străduța aceea istorică de care vă ziceam, La Suquet sau la nu știu, sper să nu le bocesc. Și așa, am venit către străduța asta istorică de care vă zic, pe faleză. Ne-am plimbat puțin și pe faleză, foarte frumoasă și faleza, ne-a plăcut foarte mult. Eram pregătiți de plajă, eu aveam slipul de baie, Emi avea shorturile și aveam și un prosop, dar n-am intrat la plajă. Am zis că mai bine să nu ne murdărim, că oricum vremea, să știți că nu a fost foarte, foarte caldă. A fost extrem de bună pentru a te plimba și a explora, dar nu neapărat pentru a te uda, a intra în mare și a sta după aceea, pentru că a fost destul de fric și în a doua parte a zilei chiar a și plouat. Noi eram deja pe barcă atunci, pe croazieră, atunci când a început să plouă, dar n-a fost super cald astăzi, dar ne-a plăcut așa, pentru că am reușit să explorăm fără să transpirăm și fără să ne fie super, super cald și să ne bată soarele în cap. După ce am terminat cu faleza, am fost pe această străduță veche de care vă zic. Am intrat prin tot felul de magazine, am găsit multe lucruri din in, am găsit niște bluze foarte frumoase la 20 de euro. Deci vă ziceam că La Suquet este exact opusul lui La Croisette, unde găsești numai Chanel, Dior, Versace și toate brandurile astea. Pe această străduță istorică găsești multe buticuri și am intrat în multe buticuri. Am văzut niște bluze de in 100% foarte frumoase, numai că nu avea oculare pe care mi-o doream eu. Îmi doream ori albastru deschis, ori un verde așa lămâie, limetă, ori un alb și nu aveau nici oculare, așa că nu mi-am luat nimic. Am zis că sigur o să găsesc în Italia poate lucrurile astea ca să-mi cumpăr și eu ceva. Am cumpărat totuși un magnet de frigider și ne-am mai plimbat dintr-un butic în altul, de pe o străduță pe alta, ne-am plimbat în zona asta până când s-a făcut timpul să mergem înspre barcă, înspre croazieră, înspre barcă care să ne ducă înspre croazieră, după care am zis să poposim un picuț, să ne mai uităm la mare. Ne-am uitat puțin, ne-am luat o înghețată, am mâncat o înghețată și după ce am mâncat-o am mers ușor, ușor înspre bărcuță, de unde am venit pe vasul mare. Și cam asta a fost experiența noastră cu Cannes. V-am zis, un loc foarte frumos care merită văzut măcar o dată în viață, dar dacă vreți să veniți aici, nu v-aș recomanda neapărat o excursie. Bine, acum, dacă sunteți... aveți foarte mulți bani și puteți să vă cazați la hotelurile astea renumite și faimoase, mă gândesc că e foarte fain să stai mai multe zile, dar altfel să știți că vă ajunge și o zi să explorați Cannes cap-coadă, pentru că nu este foarte, foarte mare și aveți timp să faceți lucrul ăsta. Nu sunt extrem de multe obiective turistice și sunt foarte una lângă alta, sunt foarte în proximitate una celelalte, deci puteți să le faceți și să le vedeți ușor pe toate. Cred că puteți să legați și cu alte orășele de prin prejur, cum ar fi Monaco sau alte orașe de pe Coasta de Azur, dar sinceră să fiu, să stai în Cannes și să te gândești că vii să vezi Cannes într-un city break, de exemplu, este un picuț cam mult din punctul meu de vedere, numai dacă legi cu alte orașe. Nu cred că o să mai revenim în Cannes, nu pentru că nu ne-a plăcut, ci pentru că am văzut tot ce era de văzut. Chiar a fost foarte frumos și primul meu contact cu Franța a fost super interesant, chiar mi se pare foarte faină Franța, la fel ca și Spania, foarte pitorească, foarte... merită văzută, merită văzută și explorată mai mult și chiar ne gândim foarte intens să facem un city break la Paris în octombrie. Am vorbit așa un picuț despre asta și cred că asta o să fie un city break în octombrie, că ne place Franța foarte mult și vrem să o explorăm puțin mai mult și Parisul mă gândesc că este un loc foarte bun de unde să începi să faci lucrul ăsta. Da, asta a fost cu Cannes, ne-a plăcut foarte mult, dăm nota... dacă vreți să-l vedeți, nu, dăm nota 9 din 10, pentru că, nu știu, parcă se putea puțin mai bine, nu știu ce se putea mai bine, poate, nu știu, să te cazezi la un hotel din ăsta fain, dar 9 din 10 mi se pare un oraș foarte frumos, un loc care merită văzut, dar v-am zis, nu ai chiar foarte multe lucruri de făcut. Dacă vii așa cu croaziera, este perfect din punctul meu de vedere, pentru că într-o zi le poți vedea pe toate. Deci dacă aveți așa, nu știu, dacă vă gândiți să vă luați o croazieră și se oprește în Coasta de Azur, în Cannes, să fiți fericiți pentru că e oportunitatea perfectă de a explora toată zona și de a vedea toate cele. Cam asta a fost cu Cannes-ul. Ne revedem mâine. Mâine deja urmează... De fapt, Cannes-ul este și mijlocul călătoriei noastre cu croaziera. Doamne, că... aș vrea să nu se mai termine, că atât de mult îmi place stilul ăsta de viață. Nu știu cum să fac să... îmi iau o croazieră din aia de un an. Sinceră să fiu, aș face lucrurile astea. Îmi place foarte mult. Dar hai să nu mai... Să ne coborâm cu picioarele pe pământ, zic. Cannes-ul a reprezentat mijlocul croazierei noastre. Mai avem două opriri după asta. Genoa, Italia și La Spezia, Italia. Mâine o să fim în Genoa. Deja m-am uitat așa la câteva locuri de văzut și lucruri de făcut în Genoa și avem multe lucruri de făcut și de văzut. Acum nu știu exact cum o să ajungem în port. Nu știu dacă o să avem shuttle bus, dacă o să avem tender boat, nu știu cu ce o să ne dea jos de pe vasul de croazieră sau dacă o să tragă chiar lângă port. Informațiile astea le primim cam în jurul serii cu o seară înainte. Ni se bagă pe sub ușă un fel de pliant care ne spune toate detaliile despre cum, ce fel și în ce mod ne vom da jos și cum se procedează. Și în funcție de asta toată lumea acționează în consecință. Dar o să vă țin la curent oricum și vorbim mâine despre Genoa, Italia. Oricum Italia pentru mine reprezintă una din țările mele favorite. Îmi place foarte mult Italia și aș vrea să văd cât mai mult din ea. Este o țară extrem de frumoasă și mă bucur că avem două opriri, dintre care și La Spezia, de unde sperăm să ajungem măcar într-unul sau două sătuce din Cinque Terre. Acum să vedem. Dacă reușim să ajungem în două, noi sperăm măcar în unul și să îl vedem așa cum trebuie. Italia e foarte frumoasă și sunt extrem de entuziasmată pentru următoarele două zile. De la Italia știu la ce să mă aștept. De la Italia știm cam cum stă treaba, pentru că am mai fost în Italia. N-am mai fost într-adevăr în zonele astea foarte pitorești, dar am mai călătorit în Italia și ne place foarte mult și știm cam care este vibe-ul. Dar sunt foarte curioasă să văd mâine cum este Genoa. Oricum, una peste alta, Cannes, v-am zis, primește nota 9 din 10, este o vacanță, este un loc perfect pentru a fi văzut într-o zi și o oprire perfectă dacă vreți să mergeți cu croaziera și vă oprește în Cannes. Da, asta e părerea mea despre Cannes, astea sunt activitățile zilei, noi ne auzim mâine din Genoa, Italia. You're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, we're playing songs on the radio, sing along to the words that we don't. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the It's kinda quiet in my room right now without you. And I couldn't really make you stay, so what to do? I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the Să nu cazi. I was not expecting. Sar. Haideți că nu mai fac greșeala pe care am făcut-o în ultimele zile, să vorbesc cu voi seara târziu, după ce am uitat multe dintre informațiile pe care le-am văzut. Așa că acum ies pe terasă și ne punem să discutăm despre Genova. Tocmai ce ne-am întors în cameră de vreo jumătate de oră și, în primul rând, eu sunt dezamăgită de vreme. Am avut o vreme oribilă, este puțin spus oribilă, a plouat toată ziua, cred că ne-a păsuit vreo oră să nu plouă și a fost în jur de 20 și ceva de grade. Chiar atunci când am ajuns în cameră am sunat-o pe mami, am întrebat-o ce mai face și a zis că în România este ceva cod de canicule și este super cald, a zis că sunt în jur de 30 și ceva, 40 de grade. Aici nu, și nu știu de ce, probabil că na, e soarta mea. Îmi doresc atât de mult să vin în regiunea asta din Italia, în Genova și în La Spezia, și să plouă, fix când vin eu. Astea două zile în care stăm aici, dar asta este, încerc totuși să nu las asta să-mi domine ziua și să mă bucur de ceea ce are de oferit orașul, cu toate că am început ziua puțin cu stângul. Pentru că atunci când ne-am dat jos de pe vas, am putut să ne dăm jos de pe vas începând de la ora 7. Noi ne-am dat totuși pe la ora 8 și ceva, pentru că am văzut că plouă și am tot stat că poate se mai oprește odată ce începe să înceapă ziua. Dar nu s-a oprit și până la urmă ne-am îmbrăcat și ne-am dat jos de pe vas. Ne-am dat jos de pe vas la pas față de dățile trecute în care ne-am dat cu tot felul de mijloace de transport. Astăzi a reușit să tragă până aici în port și ne-am dat jos pe jos. Și am mers puțin și am văzut că începe să plouă din ce în ce mai tare, lucru care ne-a descurajat puțin, pentru că eu aveam planul făcut, știam exact ce vreau să fac astăzi în Genova și tot ce voiam să fac presupunea să merg foarte mult, să mergem de fapt foarte mult pe jos și să nu plouă implicit. Așa că ne-am descurajat puțin și din lipsă de alternative am zis, haide la acvariu. Nu știu de ce, pentru că eu sincer să fiu nu prea susțin în grădinile zoologice și acvariile, dar în lipsă de altceva v-am zis și în căldura momentului că, ca să găsim ceva de făcut, să nu pierdem pur și simplu timpul, am zis haide să intrăm. Am și dat o căruță de bani, din punctul meu de vedere am dat 60 de euro în total, 30 de euro Emi, 30 eu și mi s-a părut destul de mult. Am văzut într-adevăr multe animăluțe din astea interesante și frumoase, chiar am avut așa o mică conexiune cu un delfin, mi s-a părut tare cute că a venit la mine și parcă se juca așa, dar mi-a fost super milă de ele că sunt ținute în acvarii, mai ales de pinguini și de delfini. Mi s-a rupt sufletul. Hai că peștii ăia pe care îi ții în acvariu și în casă, să zicem, na. Dar erau și foci, erau și lei de mare și nu, na, mă rog, fiecare acum, dar v-am zis, pe mine m-a luat puțin mila. N-aș recomanda, sincer să fiu, decât dacă țineți neapărat sau nu aveți altceva de făcut. După ce am ieșit de la acvariu, ne-am mai revenit puțin și am zis totuși să luăm obiectivele pe care ne le-am propus la pas, cu toate că plouă, cu toate că ne-a făcut ciuciulete și la întoarcere am început să și sărim în belți, că nu ne-a mai păsat. Dar am zis totuși să nu lăsăm asta să ne guverneze ziua și chiar ne gândeam, Emi a și menționat oare să ne întoarcem în cameră, dar până la urmă am renunțat la idee și am zis să profităm de oraș și de faptul că suntem aici și să bifăm cât mai multe obiective pe care le aveam pe listă. Fix cum am ieșit de la acvariu, am cumpărat de la un nene, era plin de oameni care vindeau umbrele, am cumpărat de la un nene o umbrelă cu 5 euro. Și ne-am pornit. Am început cu catedrala Sfântul San Lorenzo, că tot am botezat-o în toate felurile. Am început cu această catedrală, am și intrat puțin în ea, ne-am bucurat că s-a oprit ploaia pentru o oră și ceva, parcă nu a mai plouat. După catedrală am mers așa pe străduțe, am ajuns în piața, vai, stați să-mi iau telefonul, că acolo am toate notițele și v-am zis, cu câte denumiri m-am confruntat în ultimele zile, zău de mai știu vreo denumire din cap, cu toate că atunci când sunt acolo, bineînțeles că le știu, dar așa din cap parcă nu mi le mai amintesc. Ok, după catedrala San Lorenzo, Piața de Ferrari, așa. Asta este o piață foarte frumoasă din Genoa, care are o fântână în mijloc și niște clădiri foarte frumoase. Am fost, ne-am făcut poze pe acolo, am făcut filmare, am admirat arhitectura și a început să plouă. Așa că am sărit într-un autobuz din ăla hop-on, hop-off, bus, cred că știți despre ce este vorba, autobuze din ăla supraetajate, care te duc pe la obiectivele turistice. Am zis că ieri în Cannes am făcut asta și a fost destul de interesant, cu toate că n-a fost cu un autobuz, a fost cu un fel de trenuleț, dar am găsit autobuzul, începea să plouă, așa că am urcat, iar am dat o căruță de bani. Am fost foarte neinspirați astăzi la capitolul alegerii de obiective turistice. Și asta pentru că, v-am zis, încercăm să ne și ferim de ploaie, să nu ne plouă foarte mult, dar să ne și bucurăm de ceea ce are de oferit orașul în care suntem, să nu pierdem timpul. Și am zis că sărim într-un autobuz din ăsta, am plătit 50 de euro amândoi, foarte mulți bani din nou, deci astăzi practic 50 cu 60 de euro s-au dus așa pe apa sâmbetei, pentru că, na, puteai cu autobuzul ăla într-adevăr să-l folosești 48 de ore, puteai să îl iei din diferite stații, puteai practic să stai în el dacă voiai și aveai acces la două linii, una pe partea nouă a orașului și una pe partea veche a orașului, dar noi n-am apucat să le facem pentru că deja era destul de târziu și n-am mai avut timp, ne-am luat oricum cu altele, dar am urcat în autobusul ăsta care ne-a dus în toate obiectivele turistice din zona părții vechi a Genovei. Am mai văzut a Genovei, Genoa, așa, nu știu exact cum îi spune în română, chiar cum îi spune în română, ia stați așa, Genova, nu? Genova, da, așa, ok, puneam eu accentul greșit. Așa, ne-a dus în mai multe obiective turistice din partea veche a Genovei, după cum vă ziceam. Interesante, frumoase, am apucat să le filmăm, iar a început ploaia, noi ne-am pus în partea de sus, ne-au dat un picuț, ne-a bătut vântul, asta este, și ne-am dat jos de unde am pornit, adică din Piața de Ferrari, după cum vă ziceam, de unde am luat-o la pas pe diferite străduțe. Chiar am mers pe niște străduțe foarte interesante, înguste așa, cred că este mult mai animat și mult mai frumos atunci când este soare afară și nu sunt străduțele astea umede și trebuie să te ferești de belți și trebuie să umbli cu umbrelă și așa mai departe. Cred că e mult mai frumos vibe-ul pe căldură și pe soare, dar a fost frumos și acum, chiar mi-a plăcut super mult pe străduțele astea. Mie oricum îmi place atunci când mă duc într-un oraș să mă plimb pe străduțele astea, că așa mi se pare că reușesc să cunosc locul în care sunt și mereu alegem să ne plimbăm pe astfel de străduțe. Nu ne-am plimbat fără scop, scopul a fost să găsim un local care are pesto original și anume Pesto Bene se numește. Vai cât de bun a fost, deci credeți-mă că Emi nu este mâncător de pesto și s-a bătut cu mine pe acele gnocchi, că de aceea ne-am luat și o singură porție, pentru că eu știam că lui Emi nu-i place sosul pesto, dar văd că îi place. Nu-i place ălalt de la borcan. Ăsta din pesto ăsta genoveze îi place, pentru că na, Genova este mama, este casa pestoului. De aici este original și de asta am și zis că mergem într-un local din ăsta care servește rețeta de pesto original cu ingrediente făcute. Mamă, mă atacă pescărușii. Mă atacă pescărușii. Nu pe mine, pe... Ok. Mamă, așa. Și am mers, am mâncat acolo, vă ziceam că de aia... Mamă! Stai că nu mă spesc! Emi! Uitați-vă că nu exagerez, chiar mă tacă pescărușii! Uitați-vă că ne atacă pescărușii! Doamne, ce frumoși! Îmi ia camera. Haideți că am intrat în cameră, că v-am zis că mă mâncau pescărușii acolo pe terasă. După ce am fost la Pesto Bene, ne-am mai plimbat pe străduțe, cred că fără scop. Ne-am mai plimbat pe străduțe, după aceea am mai fost la o cafenea. Ceea ce îmi place foarte mult în Italia, pe lângă mâncare și pe lângă peisajele pitorești, că nu-mi găseam cuvântul în română, pe lângă peisajele pitorești și mâncare, este faptul că la orice cafenea, oriunde te-ai opri, cafeaua este bună, orice cafea. Ne-am oprit la o cafenea din asta random, unde am văzut mai mulți oameni și am comandat două espresso macchiato și o Coca-Cola, că nu mai puteam, voiam energie din ceva. Foarte bună cafeaua, deci în Italia oricum cafeaua e super bună și mâncarea e super bună în general. Am stat vreo jumătate de oră și la această cafenea, după care am mai zis să mai intrăm o dată în catedrală, pentru că dimineața intrasem, numai că era ceva slujbă și n-am putut să filmăm foarte mult, așa că am intrat un picuț în catedrală, am mai făcut niște poze, după aceea am mers, de-am mai plimbat pe niște străduțe, am intrat prin tot felul de mini-muzee sau nu știu exact ce erau. Am impresia că erau un fel de scări de bloc, dar nu erau scări de bloc, erau gen lobby-uri de la diferite locuințe, extraordinar de frumoase, deci eu așa ceva n-am mai văzut niciodată. De asta vă zic că cred că această zonă e mult mai frumoasă și, ne-ar fi făcut o impresie mult mai bună dacă am fi prins-o măcar pe neploaie, chiar în oraț o fi prins, dar să nu plouă, pentru că na, ploaia a stricat puțin din experiență și din vibe-ul ăsta așa, nu neapărat exotic, cât de vacanță al acestei zone. După ce ne-am plimbat pe străduțe, am mai intrat în catedrală, după cum vă ziceam. Cred că am pornit înspre barcă, nu? A, nu, am fost la casa lui Christopher Columbus. Christopher Columbus este original din Genoa. Așa că am mers la casa lui. Am avut noroc, pe internet zicea că lunea este închis, dar am prins deschis, am plătit 3 euro de persoană pentru a vizita această casă, care este foarte mică, adică nu vă aștepta să fie cine știe ce muzeu. Este casa unde a locuit el și unde a locuit în principal tatăl lui și el un picuț în fragedă pruncie. Am aflat multe informații despre el pe care nu le știam. În primul rând că da, știam că s-a născut în Genoa, Italia, dar nu știam că atunci când a fost adolescent a plecat. De la 14 ani a început să fie pasionat de mare, de la 14 ani nu mai stă în Genoa, Italia, s-a mutat între timp în Portugalia, unde a încercat să îl convingă pe regele Portugaliei de la vremea aceea să îi financeze găsirea și călătoria asta pe mare pentru a găsi America. Christopher Columbus este cel care a descoperit America și regele portughez nu a fost de acord. În Portugalia el a avut o soție și un copil. Regele portughez, nefiind de acord cu propunerea lui Christopher Columbus, acesta a plecat în Spania. Regele spaniol a fost de acord cu propunerea lui și i-a finanțat această călătorie pentru a găsi The New Land, pământul ăsta nou, adică America. Și aici, în Spania, Christopher Columbus s-a mai căsătorit odată și a mai avut un copil. Foarte interesant oricum povestea lui. Și după asta am venit ușor înspre vas. Vasul pleacă astăzi la ora 17. Noi am ajuns pe vas în jur de ora 3 și jumătate. Și cam asta este. Îmi pare foarte rău că a plouat, sinceră să fiu, cred că ne-a stricat un picuț vibe-ul și mi-a fost ciudă în prima parte a zilei că a plouat. Acum pentru mâine în La Spezia sunt 100% pregătită pentru orice îmi rezervă vremea. Vreau să văd măcar 2 din 5 sătuce sau măcar 1 din 5 sătuce, depinde cum ne permite timpul și ce ne permite timpul să facem. O să debarcăm în La Spezia și noi din La Spezia trebuie să mergem cu trenul înspre cele 5 sătuce sau înspre 1-2, câte o să reușim să vedem. Sper eu să nu plouă, sper măcar să fie norat și să nu plouă, sper să am un picuț de noroc pe partea asta, dar oricum nu o să mă mai las așa dezamăgită cum m-am lăsat astăzi și o să încercăm să calculăm mai bine obiectivele turistice pe care vrem să le vizităm, cu toate că nu prea ai ce obiective turistice per se să vizitezi, doar să te plimbi pe străduțele astea de care vă ziceam. Oricum, zona asta din Italia merită mult mai mult explorată și mult mai merită să stai aici măcar o săptămână și să vezi și Genoa, și Portofino, și Positano, și Amalfi, și Cinque Terre, și La Spezia, și Pisa. Este o zonă superbă din Italia pe care eu îmi doresc să o văd de super mult timp și nu știu de ce tot amânăm excursia asta. Genoa primește nota 8 din 10, din punctul meu de vedere, nu știu, Emi, ce zici? 7,50 că plouă. Da. Într-adevăr, ploaia a stricat un picuț vibe-ul, ploaia a făcut străzile să fie puțin mai murdare și, sinceră să fiu, nu știu dacă este din cauza ploii, dar mi s-a părut că este un picuț neîngrijită și un picuț murdară. Acum nu vreau să zic că este din cauza administrației zonei, vreau să zic că este din cauza ploii, dar per total primește nota 8. Nu știu dacă aș mai reveni aici într-o gen să stau aici și să văd încă o dată tot ce am văzut astăzi. Poate mi-ar plăcea să mai vin să mai gust niște sos pesto, că a fost foarte bun, dar în rest simt că în ciuda ploii am făcut cam toate lucrurile pe care le aveam pe pe listă. Nu am văzut într-adevăr o insulă, Bocadase se numește, este o insulă pe care o poți vizita foarte ușor cu bărcuța mergând de aici din Genoa, doar că nici nu mi-a mai stat gândul la bărcuță și la mers pe apă pentru că deja ploua foarte mult și am zis că nu mai are rost. Deci mai sunt chestii de făcut în zonă, dar cred că efectiv aici în Genoa nu știu dacă o să mai revenim sau când o să mai revenim, poate doar așa într-o mică trecere. Din punctul meu de vedere, nota 8 din 10 și cred că sunt zone în partea asta a Italiei care sunt mult, mult mai frumoase decât Genoa. Acum sper, nu știu că n-am fost în altele, o să vă raportez mâine din La Spezia. Vă las și ne auzim mâine, după excursia din Cinque Terre. Stați că am uitat să vă zic că mi-am luat cel mai important suvenir din Italia și anume câteva produse de la Kiko pe care mi le doream de ceva timp, adică îmi doream ceva produse de la Kiko de ceva timp și n-am avut ocazia să iau pentru că știu că sunt și în România și livrează și așa mai departe, dar voiam să le văd în realitate înainte să le cumpăr și acum nu stau în București și nu-mi sunt accesibile. Mi-au cumpărat două glosuri, un ruj și un fard. Mi-am luat glosul ăsta roz în nuanța 05 pe care l-am mai avut odată și l-am pierdut. Știu că l-am luat din Bergamo în 2022 și l-am pierdut. Nu l-am mai găsit, l-am căutat efectiv peste tot și recent și nu l-am mai găsit nicăieri, așa că mi l-am recumpărat. Este un roz foarte frumos și are niște irizații, așa niște glitter. Mi-am mai luat un gloss din ăsta în nuanța 12 care este tot un gloss din ăsta cu irizații, numai că ăsta are irizații roz și el este roșu, foarte frumos arată pe buze. Și extra mi-am luat un ruj în nuanța 02, care este un fel de ruj mat, care are nuanța asta, o nuanță super drăguță, mi-a plăcut foarte mult, o nuanță așa naturală, care merge purtată oricând și oricum. Stați să îl închid. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult a fost acest fard pe care mi l-am luat în nuanța 29. Ia uitați ce bine se vede pe mână, este așa un albastru Y2K, un albastru anii 2000, foarte frumos și chiar m-a cucerit atunci când l-am văzut în magazin. Asta a fost 5 euro, ăsta a fost 11 euro și astea cred că au fost tot 11 euro fiecare, dar mi-am făcut măcar stocul. You drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Forever, forever, forever. You don't know I'm looking, with you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on, just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, stay here together. If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Forever, forever, forever. I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, minutes of the time. Don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can't always stay here forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Așa, într-un full circle și să mă vedeți tot în caftanul acela de pe H&M în care am filmat în fiecare zi, dar m-am schimbat, adică nu m-am schimbat, am rămas cu bluza cu care am fost astăzi și am zis să mă așez și să vă vorbesc. Tocmai ce am venit de la masă, tocmai ce am venit înainte de masă din Cinque Terre. Sunt atât de bucuroasă, am fost extrem de bucuroasă să văd că nu a plouat astăzi, cu toate că spunea la meteo că o să plouă, am avut parte de soare, a plouat foarte puțin de dimineață, după aceea a fost soare toată ziua și a fost vremea perfectă de vizitat, atât am fost de bucuroasă și de încântată că a ținut vremea cu noi, dar haideți să o luăm de la început. Am ajuns la ora 7, puteam să ne dăm jos de pe vas început cu ora 7 de dimineață, dar noi ca de obicei ne-am trezit în jur de 6 și ceva, am fost la micul dejun și ne-am dat jos de pe vas în jur de ora 7 și jumătate ca să ieși aici din porturi la Spezia, pentru că în La Spezia am ancorat, dacă pot să zic așa. Pentru a ieși din port am primit un shuttle bus gratuit, pentru că regulile portului din La Spezia spun că pietonii nu au voie așa de capul lor, deci cei de la croaziera au trebuit să ne organizeze un shuttle bus în mod gratuit. Am luat acest shuttle bus care era continuu și practic doar te scotea din port. L-am luat pe la 7 și jumătate și cred că în jur de ora 8 și nu știu, să zicem 8, am fost deja în La Spezia. Am mers pe jos până la gară, am făcut cam 20 de minute pe jos până în gara La Spezia Centrale. De acolo ne-am cumpărat un pas. Este așa un fel de mini card, o bucată de hârtie așa puțin mai lată. Ne-am luat un pas pentru o zi în Cinque Terre. Pe el am dat 32 de euro de persoană și cu acesta te poți plimba cu trenul în zona respectivă. Ai o listă de trenuri care sunt acceptate prin acest Cinque Terre pas și te poți plimba prin... cu trenul, bineînțeles, din sătuc în sătuc, toată ziua. Pentru 24 de ore este valabil până la ora 12 noaptea, cum ar veni, dar na, noi nu l-am folosit, bineînțeles, pentru tot parcursul, pentru că a trebuit să venim înapoi pe vas, dar îl poți folosi până la ora 12 noaptea. Să știți că, în ceea ce privește, că și eu am fost puțin speriată, pentru că nu știam exact cum o să reușim să ajungem dintr-un sătuc în altul. Mă gândeam că este foarte complicat, mă gândeam că este foarte nevoios, să mă fac puțin mai comodă, că cine știe cum o să ajungem, că o să dureze mult până luăm trenurile. Chiar aveam o grămadă, stați că mi-au căzut picioarele, chiar aveam o grămadă de întrebări și nu știam exact cum se procedează, dar dacă veniți în zonă, să știți că este foarte ok să vă casați în La Spezia și să vizitați din La Spezia toate sătucele din Cinque Terre și Pisa și așa mai departe, pentru că, din câte am înțeles eu, și cred că asta o să facem și noi anul viitor când vrem să venim în zona asta, pentru că, spoiler, ne-a plăcut foarte mult și vrem să mai revenim și să stăm puțin mai mult. Este mult mai ieftin să te cazezi din La Spezia și din La Spezia ai legături către toate punctele și atracțiile turistice din zonă, dar să revenim. Și după ce cumpărați bilet, vă dă și această hartă, chiar m-am dus după ea să vă arăt. Și practic așteptați acolo trenul, aici aveți și lista trenurilor care sunt acceptate cu acest Cinque Terre pas. Așteptați trenul, noi trebuia să luăm trenul regional înspre Levanto și să ne dăm jos unde ne doream. Practic acest Cinque Terre este format din 5 săduțe, de aici și spune Cinque Terre, care sunt protejate de UNESCO și sunt foarte, foarte pitorești. În ordine, adică cel mai aproape de La Spezia până la cel mai depărtat de La Spezia este în felul următor: Riomaggiore, Manarola, Cornelia, Vernazzo și Monterosso al Mare. Noi ne-am propus să ajungem, adică eu îmi doream să ajung măcar în unul, măcar în Riomaggiore sau în Monterosso, dar am reușit să ajungem în 3, pentru că am fost... Nu că ne-am grăbit, pentru că credeți-mă că în Monterosso am stat vreo 2 ore și jumătate, nu ne-am grăbit, am făcut totul în ritmul nostru, care este oricum un picuț mai agil și un picuț mai repede, dar chiar ne-am bucurat în fiecare sătuc în care am fost și am experimentat așa vibe-ul fiecărui sătuc. Acum nu ne-am îndepărtat foarte mult de zona pitorească, turistică și așa mai departe, dar am văzut totuși cam ce era de văzut, nu ne-am plimbat foarte mult pe străduțe sau n-am început în Monterosso, cred că este mult mai mult de văzut decât am văzut. Dar vibe-ul așa inițial l-am luat și sunt atât de bucuroasă că am reușit să văd 3 din 5 sătuce. Voiam inițial să ne oprim și în Cornelia, numai că am înțeles că în Cornelia trebuie să urci foarte mult. Asta 1 și 2 nu este neapărat unul dintre cele mai pitorești, așa că am făcut un top 3 și am mers în cele 3 pe care vi le-am enumerat mai repede. Bun, mai devreme. Ne-am urcat în tren și ne-am dus, am zis noi să începem din cel mai îndepărtat punct. Ne-am uitat atunci când eram în tren dacă se merită să mergem în Monterosso al Mare, pentru că el este destul de departe și din câte am înțeles trebuie și, adică nu că trebuie... Cel mai cunoscut lucru pe care îl poți face în Monterosso al Mare este să mergi la mare, să mergi la plajă și noi, cum nu eram pregătiți de plajă, am zis că dăm skip la Monterosso al Mare, poate o să-l vedem atunci când o să venim să ne cazăm aici, pentru că chiar ne dorim și să intrăm în apă și așa mai departe. Deci pe ăsta i-am dat skip și primul pe care l-am văzut a fost cel mai îndepărtat, adică Vernazzo. În Vernazzo a fost primul meu impact cu Cinque Terre și mi-a plăcut atât de mult. Chiar îi spuneam și lui Emi că cred că din Europa ăsta a fost pe locul 1 în topul lucrurilor pe care eu îmi doream să le văd. Cinque Terre, vreau să ajung aici de mult, cred că din 2018-2019, de când am auzit eu de această zonă, îmi doresc să ajung. A durat ceva până să ajungem și... E superb, e exact conform așteptărilor, îmi place foarte mult, totul este extrem de pitoresc, de liniștit. Mi-a plăcut foarte mult în Vernazzo și în Cinque Terre per total, pentru că asta este părerea despre toate sătucele pe care le-am văzut astăzi, toate cele 3 din 5. În Vernazzo ce am făcut? Am venit, să știți că ploua un picuț, dar nu am lăsat lucrul ăsta să mă afecteze, pentru că v-am zis, este în top 1 și a fost de fapt în top 1 locuri pe care eu am vrut să le văd în Europa și locul 2 în lume, pentru că pe primul este New York și vreau să mă duc și acolo și sper să ajung și acolo, dar din Europa asta era pe primul loc și eram atât de încântată încât nici nu mai realizam ploaia și nu mai realizam vremea rea, așa că ne-am făcut câteva poze, am mai stat, am admirat peisajul, am sunat-o pe mamei cu video ca din fiecare loc aproape în care am fost și după aceea am luat-o la plimbare, în prinsătuce, am intrat în câteva magazine, am luat câțiva magneți de frigider, am încercat să ne punem și la o terasă, doar că nu știu ce a fost, ospătara a fost un picuț cam nepoliticoasă și a zis că nu vrea să ne servească pentru că ne-am pus la ceva masă care chipurile era înspre stradă și cred că ei își doreau să se pună înspre stradă cineva care mănâncă, noi voiam doar să bem o cafea. Pescărușii, dar mă rog, nu am vrut să ne servească, n-am lăsat nici asta să ne doboare voia bună. Ne-am mai plimbat. Cred că în Vernazzo am petrecut în jur de o oră și ceva, după care am luat trenul, cum ar fi înapoi înspre La Spezia. Nu ne-am oprit în Cornelia, pentru că aceasta era următoarea după Vernazzo încoace. Nu ne-am oprit pentru că, v-am zis, este cu hiking și este cu multe trepte de urcat și nu eram pregătiți pentru asta. Eram pregătiți numai de vizitat, așa, la pas și ușor, fără foarte mult efort. Eram și într-o fustă, chiar dacă vă întrebați, este fusta de la Laura Maxim și nu era de hiking. Așa că am schipuit Cornelia și am ajuns în Monterosso. Manarola, doamne că tot confund Monterosso cu Manarola. Așa, am ajuns în Manarola, care vă mărturisesc încă de pe acum că este favoritul meu dintre toate cele trei pe care le-am văzut până acum. View-ul este superb, imediat cum ieși din gară, dai de partea asta de mare, vezi așa mare și cum mergi puțin așa la dreapta se face o alee superbă, deci nici n-am cuvinte, dar extraordinar. Aleea aia cred că este după Cafe Panorama din Lefkada, Grecia. Ăsta este cel mai frumos, al doilea cel mai frumos loc pe care eu l-am văzut în viața mea și cred că la apus arată superb și cred că la răsărit arată superb și cred că orașul, sătucele astea au un vibe aparte și seara, atunci când probabil sunt luminate toate clădirile și le vezi așa cumva din exterior. De asta vă zic că n-am apucat să facem foarte multe, ci doar să vedem așa și să luăm vibe-ul sătucelor, pentru că na, timpul este scurt și oricum nu ne permiteam să stăm până se întunecă sau până la apus, dar superb. Manarola este pe primul loc în topul celor trei pe care le-am văzut până acum și cred că și în topul locurilor pe care le-am văzut per total în această croazieră. Mi-a plăcut foarte mult. Aici am, din câte am... Sper că am spus Manarola până acum. Din câte am văzut, Manarola este cel mai mare dintre cele trei, cel puțin pe care l-am vizitat. Vernazzo este mediu și Riomaggiore este foarte micuț, dar aici în Manarola am și mâncat o focaccia, ne-am plimbat destul de mult, chiar am fost pe alei aproape de final, am urcat puțin pe niște scări, am coborât, am urcat, iar am coborât, ne-am și plimbat puțin, am și stat să mâncăm această focaccia de care vă zic, deci foarte mult ne-a plăcut. Aici am stat vreo 2 ore și jumătate, cel mai mult, mult mai mult decât ne plănuisem și după aceea am mers la gară și am fost în ultimul sătuc, care este chiar primul lângă La Spezia, că am luat-o dinspre departe înspre aproape, după cum vă ziceam, care este Riomaggiore. Riomaggiore, din câte am înțeles eu, a fost și inspirație pentru filmul Disney Luca și chiar arată ca și în filmul Disney Luca. Mi se pare că e atât de frumos, atât de pitoresc, deci nu știu, nu pot să compar sătucele astea cu nimic altceva din ce am văzut până acum. Și dacă nu ați ajuns în Cinque Terre și vă plac locurile astea așa pitorești și italienești, eu zic că este un loc 100% pe care trebuie să îl vizitați. Prețurile, să știți că nu sunt foarte mari, am băut cafea cu 1 euro, 20, ceva de genul, și am mâncat focaccia cu 3,50 euro, prețuri foarte ok, apa este 1 euro, magneții de frigider și suvenirurile și hainele astea în general sunt mai scumpe, dar mâncarea și probabil cazările sunt iar scumpe, mâncarea și cafeaua este la un preț destul de accesibil. În Riomaggiore vă ziceam că nu am stat foarte mult pentru că nu ai ce face foarte mult. Am ales să vedem doar partea de maritimă, în partea aceea cu marea. Am stat puțin și chiar peisajul acela este cel care a inspirat filmul Luca, din câte știu eu și din câte vă ziceam și vouă mai devreme. Am încercat să ne plimbăm puțin și prin orășel, dar deja se făcea destul de târziu și noi trebuia să ajungem din Riomaggiore în La Spezia și din La Spezia la maritima asta, la terminalul portului La Spezia, deci mai aveam cam vreo oră și ceva până să ajungem la barcă. Se făcuse 2 și ceva, așa că am zis că ne pornim să ajungem, dar am văzut oricum în Riomaggiore ce a fost de văzut. Am petrecut câteva minute bune, ba chiar câteva zeci de minute bune în maritimă acolo. Și am sunat-o și pe mami. Am sunat-o pe mami cu video din fiecare, de fapt. Și după aceea ne-am dus la gară și ne-am pornit înspre La Spezia. Să știți că din Riomaggiore, adică dintr-un sătuc în altul, să știți că nu faceți. De exemplu, din Manarola până în Riomaggiore, dacă am făcut 5 minute cu trenul. Asta e foarte fain, că dacă urmăriți mersul trenurilor dintr-un sătuc în altul, nu faceți deloc mult, pentru că ei practic ce au făcut au fost să facă tunele prin stâncă care te duc direct în punctul A, din punctul A în punctul B, pe când cu mașina trebuie să mergi și șerpuici pe coastă, ceea ce ia mult mai mult, dar cu trenul cred că din La Spezia până în Monterosso al Mare, care este cel mai îndepărtat, cred că faci maxim 20 de minute, ceea ce mi se pare wow. Și dacă te întorci așa din unul în altul sau dacă mergi dintr-unul într-altul, cred că faci maxim 5-10 minute cu trenul din fiecare locație, ceea ce mi se pare wow. Și de asta și apuci să le vezi pe toate într-o zi. Poate nu apuci să le vezi în adevăratul sens al cuvântului și să explorezi toate străduțele și așa mai departe, dar să-ți faci o idee și să experimentezi locul. Se poate, 100%, mai ales dacă aveți așa un ritm mai agil ca și noi. În Riomaggiore ne-a plăcut foarte mult, dar v-am zis că ăsta este pe locul 3, din păcate, pentru că a fost destul de micuț din câte am observat eu. Deci topul favoritelor mele este Monterosso, mi-a plăcut cel mai mult, după aceea Vernazza și după aceea Riomaggiore, dar toată zona este superbă și chiar vrem să ne întoarcem pentru că am văzut în Riomaggiore cel puțin un grup începea să facă diving, scufundări și Emi își dorește foarte mult să facă lucrul ăsta. Eu îmi doresc foarte mult să revenim și poate să stăm la un restaurant undeva pe seară, să mergem și la plajă, de ce nu în Monterosso al Mare, deci îmi doresc să mai revin aici pentru că este un loc splendid și un vibe absolut superb. Chiar am primit și complimente pentru fusta pe care am avut-o de la Laura Maxim, m-a complimentat o doamnă și o tânără. Și m-am simțit așa foarte bine, deci oamenii foarte faini, este un oraș foarte turistic și cred că faptul că a fost ploios de dimineață și puțin în oraș și chiar a plouat de dimineață și după aceea a ieșit soarele. Deci când am ajuns în Manarola a ieșit soarele și am fost atât de bucuroasă. În Manarola și în Riomaggiore am avut parte de o vreme extraordinară. Și odată ajuns și în La Spezia, am mai mers câteva sute de metri și deja a început să plouă. Deci am avut parte de o vreme superbă fix în time frame-ul pe care noi ni l-am alocat pentru a vedea Manarola și Riomaggiore. Deci sunt extrem de recunoscătoare și pentru vreme și pentru, v-am zis, și oamenii. Și asta voiam să vă spun cu vremea, că din moment ce se făcea soare începea să se aglomereze foarte tare. Cel puțin în Manarola se aglomerase destul de tare la momentul la care începeam noi să plecăm, dar cred că asta este într-un fel nasol, să vii așa când este cald și frumos afară și te poți plimba și așa mai departe, că eu zic că este destul de aglomerat și aglomerația poate fi copleșitoare la un moment dat, mai ales când străduțele sunt atât de înguste, dar înțeleg perfect tot hype-ul zonei, este exact ce se vede pe internet, exact este, nu este niciun Instagram versus reality, chiar este frumos și chiar merită văzut și mie mi-a dat un vibe foarte bun, oamenii sunt faini, acum s-ar putea să fie aglomerat atunci când este chiar sezon și este chiar frumos afară și poate că nu veniți într-o marți cum am fost noi astăzi, dar este superb, 10 din 10, de-abia aștept să revin, ne dorim foarte mult să revenim, vă ziceam, Emi vrea să facă diving, vreau să merg la plajă, vreau să merg la cine, vreau să văd sătucele la apus, la răsărit și vreau să ajungem și în Pisa și în Florența, tot în zona asta, deci s-ar putea ca anul viitor să revenim tot pe aici pentru că deja știm mersul lucrurilor, avem experiența asta pe care trailerul ăsta pe care ni l-a oferit croaziera și sigur o să ne fie mult mai ușor de data asta că știm exact ce și cum. Vă ziceam că am plecat din Riomaggiore în La Spezia ca să continuăm firul epic. În La Spezia am ajuns foarte rapid, cred că am făcut maxim vreo 10 minute cu trenul. Din La Spezia până în primul setuc faci puțin mai mult cu trenul, dar după aceea e mult mai rapid între fiecare setuc. Și în La Spezia ne-am pus, am băut o cafea, am intrat printr-un magazin, mi-am cumpărat o cană, stați-vă și arăt, am cumpărat o cană. Mă gândeam să-mi iau o cană cu... Asta e că nici n-am prea avut timp să umblu eu foarte mult prin magazine și să-mi caut cănuțe și așa mai departe, pentru că sunt sigură că puteam să găsesc ceva mult mai frumos decât atât, poate ceva autentic dintr-un magazin din acela. Dar am cumpărat această cană, mi s-a părut super drăguță, în La Spezia am găsit-o. În interior este galbenă și eram între aceasta și una cu lămâi, dar am luat-o totuși pe aceasta că am zis că este așa, nu este neapărat de vară, o poți folosi pe tot parcursul anului și asta este singurul lucru pe care l-am luat pe lângă 4 magnezi de frigider. 2 pentru noi și unul pentru cei dragi, nu, unul pentru mami și unul pentru fratele iubitului meu și cam asta a fost tot ceea ce am cumpărat. V-am zis, n-am avut foarte mult timp să stăm prin magazine și să mă uit eu așa, pentru că erau chestii frumoase de cumpărat și de in și exact ca și în Palma de Mallorca, erau multe lucruri și magazinașe din astea autentice, faine, dar n-am avut timp să stăm prin ele, dar bineînțeles data viitoare. Ajung și La Spezia, v-am zis, am băut o cafea și... am venit înspre terminal, am luat busul și am ajuns la barcă în timp util, ne-am dus să mâncăm și cam asta a fost tot. Asta este din păcate și vai cât, nici nu pot să o spun, nici nu pot să admit că asta a fost ultima oprire și că mâine ne dăm jos de pe vas. Îmi pare foarte rău, mă simt ca și cum aș mai vrea să mai... Aș mai duce cel puțin încă vreo 2 săptămâni în ritmul ăsta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Deja m-am și obișnuit cu trezitul de dimineață, m-am obișnuit cu zilele astea pline de activități și după amiezele puțin mai relaxate. Chiar și croaziera a avut foarte multe lucruri de oferit, lucruri pe care noi nu le știam în prima zi și pe care le-am descoperit pe parcurs. Fiind începător, nu știam exact... ce se face pe un vas de croazieră, dar în fiecare seară, să știți că este un spectacol de teatru aici pe MSC Seaview, foarte frumoase. Ah, nu cu noi, e un mesaj din ăsta informativ. Este un spectacol de teatru și în fiecare seară este altă tematică. Am fost la teatru în fiecare seară, ne-am făcut așa niște ore de masă, niște ore de somn, niște ore de plimbare. V-am zis că a fost o experiență superbă și mi-aș dori să mai revin pe un vas de croazieră, dar poate pe o altă zonă, nu neapărat pe Marea Mediterană, că deja am văzut opririle pe care le face un vas de croazieră pe Mediterană în general, dar m-aș mai duce pe Grecia, de ce nu, sau pe Norvegia, cred că ar fi foarte interesant. Oricum, experiența unui vas de croazieră este inedită, este ceva extraordinar care eu zic că merită experimentat măcar o dată în viață, după cum ziceam, și mai ales dacă sunteți tineri și aveți așa un ritm puțin mai agil și sunteți puțin mai fâșneți și mai... mă rog, mai energici, se merită 100%, pentru că vezi, când mai aveam eu ocazia, și asta vorbeam și cu Emi aseară, când mai aveam eu ocazia să văd 5 locuri, 3 țări diferite în 7 zile. Cu prețul pe care l-am plătit pe croazieră și cu faptul că dormi și te transportă și te trezești în alt loc. Deci, din punctul meu de vedere, își merită. Chiar dacă nu ai atât de mult timp în fiecare loc, tot poți să iei vibe-ul și poți să vezi toate lucrurile pe care le are de oferit din punct de vedere turistic locul respectiv. De exemplu, în Cannes am văzut tot ce era de văzut, la fel și în Palma de Mallorca am văzut tot ce era de văzut, nu în Mallorca, efectiv pe insulă, ci în Palma de Mallorca am văzut tot. Și să știți că și aici, în Cinque Terre, dacă eram noi puțin mai grăbiți și făceam lucrurile puțin mai repede, puteam să vedem și Cornelia și Monterosso al Mare, aveam timp de toate, deci chiar mi se pare o experiență foarte faină în croazieră și în ciuda faptului că zici că, aoleu, am o oră la care trebuie să mă întorc înapoi, și ei, cei de la croazieră, încearcă să aibă grijă de tine pe partea asta, fie ții un shuttle bus în plus, fie te transportă ei într-un fel sau altul, deci eu zic că merită încercat o astfel de experiență și dacă vă doriți, vă recomand 100%. Să știți că am prins marea destul de calmă din punct de vedere al răului de mare, nu mi-a fost deloc rău de mare, dar eu n-am rău de mișcare în general. Odată am prins marea super agitată și într-adevăr se mișca vasul și ne mișcam și noi așa, dar mi s-a părut că a fost seara oricum, mi s-a părut că mă legăna cineva în pat și a fost super liniștitor, deci din punctul ăsta de vedere a fost super ok. Nu știu dacă o să mai continuăm vlogul ăsta sau o să îl închei aici sau oricum o să închei partea asta aici, pentru că v-am zis, mâine facem decazarea, mâine mergem în Civitavecchia, înapoi avem cazare peste noapte și după aceea trebuie să mergem spre casă. Da, dar măcar ne așteaptă Mira și ne așteaptă câteva colete de pe About You și câteva pachete de PR și asta mă mai înveselește puțin și mă mai așteaptă și câteva zile de concediu. Deci o să am timp să iau așa totul ușor la întoarcere. Dar nu știu exact ce o să vă mai filmez și dacă o să vă mai filmez, pentru că pornirea dinspre Civitavecchia înspre Ciampino, aeroportul, o să fie dis de dimineață, pentru că avionul pleacă la ora 11, deci trebuie să fim în aeroport la o anumită oră și trebuie să plecăm din Civitavecchia mult mai repede. Deci, na, nu știu dacă o să mai am timp să stau cu camera în mână. Oricum, o să continu vlogul de acasă, cred. Da, o să continu vlogul de acasă și atunci o să discutăm și despre costuri și despre tot, ca să vă pot da așa și informațiile de încheiere. Și dacă cumva o să mai aveți voi întrebări după ce vedeți informațiile acelea de încheiere pe care le ziceam, pe care o să le zic, de fapt, în cadrele viitoare, puteți să îmi lăsați în comentarii sau să-mi scrieți pe Instagram și eu o să vă răspund. Per total, 5 Terre la Spezia, zona asta a Italiei, 10 din 10 cu felicitări. Mi-a plăcut foarte mult și de-abia aștept să mai revenim, după cum ziceam. Sunt sigură că o să mai revenim și mi-a plăcut foarte mult. Dacă aveți ocazia să veniți aici, profitați de ea, că este ceva unic și chiar merită văzut. Exact cum este pe internet, prezentat pe internet, așa pitoresc și de poveste, exact așa este și în realitate. Bine, ne auzim cel mai probabil de acasă, în cadrul obișnuit. Și noi mai avem seara asta și mâine de dimineață să ne bucurăm de vas. Acum cred că este în jur de ora 4:30. După amiaza, deci, sau 5. Deci mai avem timp puțin. În seara asta o să mergem la teatru. Acum cred că ne punem un picuț să facem siesta, că, na, cam asta era programul. Venim, de fapt, din vizita orașului în care suntem. Mergem la masă, venim înapoi, vorbesc cu voi la vlog, ne punem să dormim, ne trezim, mergem la teatru, mâncăm și după aceea în cameră. Dar cred că astăzi o să stăm puțin mai mult afară din cameră, mai profităm de spectacole și de magazine și așa mai departe, pentru că v-am zis, mâine facem decazarea în jur de ora 10. Da, hai că ne mai auzim! Andremo insieme, vi accompagneremo all'uscita ora con Florinda, l'uscita oggi si trova al corte numero